Dintre sute de cărți găzduite de Biblioteca de Arte Tudor Argheze, una mi-a tras atenție în mod special. Din copertă mă privea o doamnă de o frumusețe uluitoare, un chip soav de brândușă cu reflexie de cremene și un nume foarte simbolic, Lilia. În traducere din rusă, Lilia înseamnă crin, crinul fiind simbolul purității și al perfecțiunii, floarea gloriei și a prosperității. Iar în tradiția biblică, crinul este simbolul Sfintei Fecioare. Or, toate acestea poartă un singur nume, Lilia Amarfei, regina operetei, după cum o indică și titlul cărții pe care o prezentăm. Un titlu pe cât de frumos, pe atât de sugestiv, pe potriva numelui, de fapt. Autorul ei, Aurelian Dănilă, doctor în studiul artelor, și-a conceput lucrarea într-un fel cu totul și cu totul deosebit, a pornit de la o discuție telefonică. La celălalt capăt de fir, tocmai din inima Rusiei, i-a răspuns chiar ea, prima dona teatrului de operită din Moscova, Lilia Amarfi. O discuție frumoasă, inteligentă și absolut incitantă, în urma cărei a și fost zmislită ideea și conceptul acestei lucrări. Discuție pe care cititorul va avea plăcută ocazie să o urmărească aceasta fiind integral reprodusă în chiar primele pagini ale cărții. După o muncă enormă de căutare și documentare, în anul 2002, la editura enciclopedică din București, apărea această valoroasă lucrare. O monografie album, ediție bilingvă în română și rusă, apărută într-o excelentă ținută poligrafică, având la bord peste 400 de fotografii ce o reprezintă pe diva operetei ruse în diferite perioade ale vese și ale fulminate sale cariere artistice. Director de imagine, Mihai Potărniche. Nu voi enumera rolurile interpretate și nici nu voi da numele celor care au scris despre strălucită artistă, vedetă de primă clasă de talie europeană și mondială șirul acestora fiind impresionant. Un nume totuși se cere menționat în acest context. Este vorba de artistoplastic Glebus Sainciuc, care avea să facă următoarea remarcă. V-ați dedicat, Doamnă, unei arte frumoase, iar ea, această artă, fiindu-vă recunoscătoare, vă face tot mai strălucitoare. Deci să ne strălucești mereu Lilia Marfi, chiar și de acolo, de sus, de dincolo. Ascultați-o cum cântă. Vocea ei cristalină sună ca un clopoțel. Fiecare notă de pe portativ este doar o sămânță de floare. Interpretul este acel care o face să-și desfacă petalele așa precum a făcut-o și pământeanca noastră, căci de la orhei își trage seva, doamna cu un nume atât de simbolic și magnific, Lilia Amarfi. Nimic întâmplător, uneori numele se identifică cu personalitatea, marcând-o chiar.